Horticultura toaletează copacii din Timișoara. În ultima perioadă, echipele Horticultura au curățat copacii din zona complexului studențesc. Copacii uscați sau cei care pot fi un pericol pentru oameni au fost în primul rând vizați de atenția sporită a angajaților societății. Colegii noștri de la formația prestări servicii au lucrat în această perioadă în zona complexului studențesc din Timișoara. Lucrările au inclus tăieri de corecție la arborii uscați și la cei ce reprezentau un pericol pentru trecători, acțiunile de toaletare a arborilor continuă pe Faleza Bega, transmit reprezentanții Horticultura.